Auzim deseori în context de dezinformare sau fake news termenul de teoria conspirației. Dar ce este o teorie a conspirației? Este în primul rând o convingere că evenimente sau situații din această lume sunt atent orchestrate sau controlate de către anumite forțe exterioare, forțe puternice, de regulă un grup de oameni care au intenție negativă. Cum ne dăm seama că avem de-a face cu o teorie a conspirației? În primul rând, este întotdeauna vorba despre o poveste secretă, un plan secret aflat în spatele unor uși închise. Mai apoi, întotdeauna este cineva vinovat, de regulă un grup de oameni care au un plan secret, dar nu sunt întotdeauna identificați. Mai rar vedem nume de oameni, poate câte un personaj așa mai cunoscut la nivel mondial. Mai apoi, se perpetuează ideea că nimic nu este întâmplător și că totul este controlat. Desigur, mai degrabă se pun întrebări decât să se aducă în vedere argumente sau dovezi care să justifice teoria care este susținută. Nu în ultimul rând, există prezența unei polarizări de tipul noi versus ei. Noi victimele, noi cei opresați, dar care ne-am dat seama de planul secret, și ei opresorii cei influenți. Sau noi cei buni, ei cei răi. Negru, alb, niciodată între. Câteva exemple de teorii ale conspirației sunt, spre exemplu, urmele de condensare lăsate de avioane care, de fapt, ar conține o travă ca să ne extermine. Sau virusul COVID-19 care a fost aruncat în lume special ca să ne ucidă, sau nu, a fost aruncat în lume special ca să ne facă să ne vaccinăm, ca apoi să fim controlați, sub o formă sau alta. De ce funcționează teoriile conspirației? În primul rând, pentru că ne fac să ne simțim confortabil, știind că este cineva mereu acolo responsabil de evenimentele care se întâmplă, spre deosebire de ideea că există haos în lume și că multe evenimente nefericite se întâmplă din accident sau din întâmplare. De asemenea, oamenii în general refuză schimbarea, spre deosebire de a o accepta. Spre exemplu, e mai bine să credem că încălzirea globală nu există decât să știm că suntem responsabili să adoptăm un comportament nou ca să luptăm împotriva crizei climatice. În sfârșit, e important să înțelegem faptul că e bine să acceptăm ideea că nu avem întotdeauna dreptate, de asemenea, să fim deschiși cu privire la părerile care contrazic convingerile pe care le avem deja și, desigur, să verificăm cu atenție de unde ne luăm informațiile.